Salut tuturor și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Astăzi când din nou Euro Truck Simulator 2, vedeți acolo frumos pe ecran, vedeți în dreapta un tir și aici jos, nu știu dacă se observă chiar atât de bine, vedeți că învârt mâna. No, eu învârt volanul. Nu am putut momentan să fac ca să se vadă și volanul, însă pe următoarele episoade vreau să fac ca să se vadă și volanul, dar o să încerc să găsesc toate posibilitățile. Însă astăzi jucăm MTS singuri, pentru că în sfârșit am reușit să eu să-mi cumpăr Euro Truck Simulator 2 și astăzi suntem aici pe Euro Truck Simulator 2 multiplayer și avem o cursă din Germania până în Germania, adică dintr-un oraș din Germania până în alt oraș din Germania, însă nu le știu chiar atât de exact, deci acolo pe hartă dacă cursă treacă porță, nu se mai vede nimic. Era un tir acolo pe hartă, în fine AE. Deci, uitați-l acolo în față, un punct albastru, ăla este un player, deci nu suntem aici pe simulator de pe tracă, ar să fie mai exact. Suntem pe multiplayer și avem o cursă dintr-un oraș al German, distribuitorii vehicle descoperiri, bă, vezi că descoperiți vehicle fără să rău. Deci sunt, din Hamburg, uite, suntem din Hamburg, este verde la semafor, din Hamburg până într-un oraș cu dân, stai că pot să văd de șase. Din Hamburg până în Kiel, transportăm mâncare de animale, 12 tone și suntem pe un tir Volvo care cam așa arată. O să încerc să nu mă prostesc pentru că dacă nu știți sau dacă știți, pe Truckers & Pit, dacă cumva mergi neregulamentar, ai șansa să-ți iei bani. Și dacă ți iei bani, fie aștept să treacă banul, fie îți faci alt cont. Așa că eu o să încerc să conduc cât mai legit pot, plus oameni din trafic, eu te aici, eu te iei doi. Rău, bratanii, poți fi pe aici, bine, bă. Ce mă bucur că sunt și cu ei, că singur, bă, n-aș pot să fie că nu sunt mașini, deci mașinile nu sunt acum aici, gen. Mașinile gen trafic real. Uite că e semafor și cum v-am zis, să încercăm să o conducem cât mai bine posibil. O să vedem mulți player, apărăm, bă, sunt cam mulți player, am făcut o cursă înainte de asta și nu cam erau player. Doar că vă anunț de pe acum că e posibil, dar doamne, eu știu dacă filmez să nu se întâmple, că eu la un moment dat îmi iau efectiv crash de la server și nu mai pot juca pe Truckers & Pit, gen. Nu cum iau crash la server, gen nu închide TS-ul, pur și simplu mă scoat din serverul pe care sunt eu acum. Pentru că aceea pe Truckers & Pit sunt servere, gen, pe care sunt oameni și tu intri. Și efectiv, câteodată mă mai scoate și când arată în dreapta sus offline, e despre la oglinda din dreapta sus, atunci înseamnă că mă scoate. Mi arată și pe chat câteodată, dar dacă nu sunt pe chat, o să văd acolo în dreapta. Audio, sper că se aude bine și am dat să vă zic, nu dați like, share, subscribe, să strângem peste 10 like-uri la acest episod, un follow pe Instagram la alexjoc.insta. În descriere găsiți trovul meu și canalul meu secundar de YouTube unde postez gameplay-uri cu mașini, însă momentan nu postez nimic, dar pe viitor poate voi posta. Și poate, ia vedeți, you have kicked from the server, reason unreliable connection. Deci mi-a dat kick de pe server, deci am fost, mi-a dat kick de server, pentru că n-am nu știu ce conexiune, dar Wi-Fi-ul meu e destul de bun. Așa că habar n-am de ce se întâmplă asta, poate trebuie să facă ceva, nu știu, poate nu, dar n-are cum să dea creier Wi-Fi-ul, pentru că efectiv când mă joc cu altceva merge, e ceva de la serverul ăsta, sincer. Și nu am încercat niciodată să intru pe alt server, să văd dacă tot așa face. Intru de ce pe server pe cei mai mulți oameni. Însă acușo o să vedem dacă trebuie să opresc aici pe banda de urgență. O să încerc să rezolv problema asta, o să intru pe alt server, să merg o leacă și să văd dacă mă scoate afară. Dacă mă scoate afară e de la mine, dacă nu e de la alt server. Revenim. Ok, suntem aici pe un alt server, am intrat pe un alt server de arcade, nu știu care e diferența. Și în care sunt vreo 50 ceva de oameni și hai să vedem dacă o să ne luăm kick și de aici. Dacă o să ne luăm kick și de aici, înseamnă că e de la mine, dacă nu luăm kick, înseamnă că e de la serverul ăla. Dar sincer, nu vreau să mă joc pe serverul ăsta, că sunt doar 50 de oameni, adică în fana mea. Dar ce nu-mi place la Truckers & Pit e un lucru. În primul rând chestia asta, gen dacă e de la server, e bugui serverul ăla. În al doilea rând, nu-mi place la Truckers & Pit că e limită de viteză, gen. Adică tu ai limită de viteză, deci acum pe trasă ți arată acolo limita 80, însă maximul pe care îți dă voie să meargă Truckers & Pit e 110 la oră. Adică nu știu dacă poți să scot asta cumva de setări, că știu că dacă dai tab uite ți arată acolo setările, însă habar n-am cum să accesezi asta, dacă dau F1 nu merge. Hai să încercăm o chestie, stai că am o idee. În fine, nu e mare diferență între ce am făcut eu și ce nu, stai că am pus una de mână. Am văzut numai ce că a trecut un player pe lângă mine, care a stat în fața mea, semnalizăm, dar nu contează. Văd că încă nu m-a scos de pe server, deci cred că e buguit serverul ăla, cred eu, nu știu, habar n-am, dar
eu n-aș prea vrea să fie atât de bun serverul ăla. Și drept n-am stat chiar atât de mult, gen, nu știu, poate acum nu m-a scos pentru că a fost de asta. Cum să zic, mamă, dar se vede cam prea tare motorul, în episodul următor, că să stâncă, să dau mai ce, că se vede prea tare motorul, poate. Aoleu, hai că nu se pe bordură. Am stat pe loc și nu știu, poate din cauza asta nu m-a scos, dar dacă, oricum, chiar dacă avea probleme cu internetul, mă scotea, ce nu mai scotea asta, că ce trebuie să-mi pun asta. Am deci la 100 la oră și mi-a simt că parcă aș avea 120, să mor eu. Ce efectiv așa mă simt. Avem 900 de km, nu e o cursă tare lungă, dar nici foarte scurtă. Gen, pe episod, cred că o să mă ajută până regulile sunt alții. Mai mult o să merg pe autostradă aici, pentru că drumul ăsta cu țările astea, Franța, Germania și țările astea care nu sunt cu DLC-uri, pentru că dacă vrei DLC-uri pe DLC-ul cumpărat, trebuie să cumperi DLC-urile. Dar eu n-am cumpărat DLC-urile pentru că în parc am scube pentru doar niște cărți, gen. Și mi-am cumpărat doar DLC-ul, dar nu contează, pentru că știu un traseu care e pe Germania, care e foarte aglomerat, din Duisburg până în Düsseldorf sau ceva de genul ăsta, gen. Cam așa sunt traseele aglomerate pe Trackers.np și vreau într-o zi să ajung acolo, gen. Vreau să-mi dau teleport acolo cu o mașină, plus că am văzut că, gen, fără moduri active, poți să ai mașina pe Trackers.np, ceea ce nu știam, gen. Nu știam aproape nimic informații despre Trackers.np, doar ce am descoperit și unele chestii. Și nu știam că ai mașină gratis, nu că gratis, gen, tot trebuie să o cumperi, dar trebuie să o cumperi și plus că n-ai cum să o scoți, gen, trebuie doar să o vinzi dacă nu mai vrei mașina aia. Însă eu pe acum nu mi-am cumpărat momentan, dar oricum am 204.000 de donuți pentru că am stat foarte mult să fac unele curse pe dragă, să zic că vreau, chiar vreau bani și chiar vreau să cumpăr diferite tiruri pe, am o idee, vreau să fac cea mai, vreau să fiu cea mai bogată dragă, să gen cel mai bogat eu. O să cumpăr mai multe garaje, o să cumpăr mulți lucrători, o să-mi investesc în afacere ca să mi aducă ei bani, dar și eu o să fac bani pe Trackers.np. Așa că stați aproape pentru că urmează o serie blană de Euro Truck Simulator pe Trackers.np. Nu știu neapărat pe Trackers.np pentru că nu-i mare sfințe pe Trackers.np, doar că aici te joci. Cred că mai, băi, nu că am o idee, mai degrabă cred că o să mă joc pe fără Trackers.np, o să mă joc pe DS-ul cumpărat simplu, pentru că acolo sunt convoie și convoie nu te scoate afară așa la toate nimica, doar dacă îți dă kick cineva. Și o să încerc să... N-am trecut. Am trecut puțin cu umbra, dar nu poate, să roțile n-au trecut linia. Vezi că ajungem aici și în chel, hai să dăm gazul bun, frumos. Și cred că o să intru pe un convoi unde sunt mulți oameni și e public, gen, e fără parole. Că așa cred că va fi mai... Și mie chiar decât să intru pe Trackers.np pe un server cu 1000 de oameni și să mă dea afară. Am invertit de tirurile. S-a făcut galben, bă, taman în secundă acum vreau să-i dau și eu gazul să trec. S-a făcut galben, bă. În fine, stau la roșu. Stăm aici la semafor la roșu, acum nici n-am trecut. Bine. Hai că forță, stăm la semafor frumos, dar nu, uite că-l văd, că așa-l văd. Văd și de aici din cabină. Nu accelerăm acum. Băgăm și neutrală puțin, pentru că așa e șmecher. N-am nici volan șmecher, nici schimbător șmecher momentan. Dar pe viitor, nu știu, poate să cumpăr. N-am ce drept pentru un volan, nu prea am bani, să zicem așa. Dar, deci cred că momentan vor rămâne cu volanul ăsta. E bun, doar că mai face din când pe figuri. De fiecare dată când intru în ITS, de fiecare dată setările sunt diferite la el. Trebuie din nou să stau să-i fac mereu setările, ca să meargă cât de cât. Și merge la început cât de cât și după nu mai merge. Vezi că am dat în chel și vezi că e roșu la semafor. Nu la semafor ăsta, la următorul semafor va trebui să facem la stânga. Ok, deci asta e bine de știut. La următorul semafor e verde și când o să fie la ăsta verde, acolo o să fie roșu. Hai serios. Și bate joc de mine TSO-ul ăsta. Hai serios, du-te mă aici. Are service aici, dar n-are niciun tir nou. Nu la semafor, trebuie la... La următoarea curbă că trebuie să fac la stânga. Deci aici trebuie să fac la stânga, frumos. Deci, da, aici, bun. Facem la stânga, nu mă părea tare prea mult în stânga. Acum trebuie să dau mai de oră până mi se învârte volanul și se dă drum acum. O să parcăm cu spatele, pentru că eu sunt profesionist la parcat cu spatele, gen nu dai cu mine. Nu dai cu mine la parcarea cu spatele. Și trebuie să parcăm aici în față, bun. Hai să facem așa. Deci, o să mă duc frumos așa, să nu lovesc ăsta. Mă duc în față așa, stai că mi-e cum cu camera de sus. Ok, o să fac așa. Am parcat o dată în astfel de zonă. Da, e destul de greu să cer, zic că e destul de greu. Să parchezi aici, ai, că forță m-am lovit de să nu contează.
suntem așa cu remorca, ținem volanul la maxim și dăm cu pedala de gaz înainte, puțin, îndreptăm ăsta și după din nou îi dăm maxim ca să se întoarcă remorca, uite așa, cea se îndreaptă așa, s-a îndreptat, bun, mai dă-te puțin. Acum trebuie cumva să îndreptăm noi tirul. Hai că avem loc să îndreptăm tirul aici. O să mă duc puțin așa în față, nu știu cât avem până la ăla. Dar o să mă duc așa și aici o să cam îndrept tirul. Frumos. Și acum va trebui să vin încoace și invers. Eu la început momentan când dau așa cu spatele, dau stânga dată pe lan să văd care, că încă n-am învățat cum se cere marca și cum n-ar trebui să se ducă. Hai că am pus-o pe asta, am pus-o perfect dacă e. Lumea, n-am pus-o perfect. Trebuie să mă duc cumva așa aici. Și după să dau de aici, să trag puțin remorca după mine. Și după să dau cam așa. Dar că nu știu cum să-mi îndrept remorca. Era, n-am destul loc să-mi întorc remorca. Asta e principală, să-mi întorc remorca. Nu că știu cum fac, dau cu spatele încoace. Deci trebuie, am. Dau cu spatele încoace. Aici dau cu fața. Dau cu fața până ies de aici. Ies puțin de aici, stai să nu intri chiar pe drum. Că nu-i bine venit să stai pe drum. Și acum, dacă dăm, nu, invers, așa, de, în partea asta trebuie să dă puțin remorca. Îndreptăm tirul, îndreptăm, am zis. Dacă nu se îndreaptă, trebuie să dai puțin mai tare. Și acum e cam cât de cât dreptișoară remorca. Punem și noi drept. Hai că e bine, hai că sunt pe direcția bună. Mai trebuie puțin tir, așa, bun. Și dăm volanul drept în spate. Dăm. Partea asta o să zicem acolo și în partea aia o să zicem acolo. Ok. Deci dreptăm puțin așa și... Nu, în partea asta altă. Nu ne atingem de ăla. Nu ne atingem, dar noi suntem profesioniști. Îi dăm aici puțin în față. Ca să parcăm încă mai perfect decât perfectul. Mai mult ca perfectul. Dăm așa. Bun, deci tirul e așa și acum trebuie doar să-i dăm cu spatele. Îi dăm cu spatele încet ușor, frumușainovici. În partea asta sunt mai mult, în partea aia mai puțin, dar nu contează. Și gata, dăm T și am terminat, am parcat remorca cu spatele, ia ce, cum suntem noi. Excelent, vă mulțumesc, doar că dacă nu-mi luam un kick de pe primul server, era mai bine. Avem 31 de episod, cam după acest episod, primul episod pe Tracker Than P, vor urma multe altele. Cam atât cu acest episod, eu vă mulțumesc pentru o terție încă o dată, nu uitați de like să trăim pe 10 pe acest episod, un follow pe Instagram la Alex Shop Insta și noi ne reauzim toată la 3 cu un episod. Pa, pa!